Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Cu bucurie ne întâlnim și astăzi cu dumneavoastră, atât eu cât și invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Dumneavoastră, cei care ne urmăriți, nu uitați, aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să ne sunați și să intrați în direct cu noi. Iar pe parcursul săptămânii, nu uitați, aveți la dispoziție adresa de e-mail a emisiunii Ce vor plantele, agro-tv.ro, unde ne puteți scrie atât problemele cu care vă confruntați și dacă aveți posibilitatea să ne atașați chiar și poze, cât și puteți să vă lăudați cu recoltele pe care le-ați obținut în urma sfaturilor primite în cadrul acestei emisiuni. La fel a făcut și Petruța, ne-a trimis pe adresa de e-mail mulțumiri și imagini cu recolta pe care o are în grădină. Așadar, imaginile trimise de Petruța vorbesc de la sine, are și culturi exotice, drept kiwi, goji, iată, dânsa a reușit, ceea ce ne duce cu gândul că cei care nu au reușit au avut mici scăpări, pentru că, vă spuneam, nu ne bazăm doar pe rezultatele noastre, ci ne bazăm pe rezultatele telespectatorilor noștri. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, am și eu două întrebări. Fructele de gutuiu, de ce nu se dezvoltă gutuia uniform? O parte este dezvoltată, o parte este mai stabilit, așa, mai mică. Fructul ca atare? Da, da. Se întâmplă, este un caracter de soi, să știți. Așa, e mai bătrân, ca să zic, gutuiul și n-a făcut până acum, dar acum am foarte multe, jumate s-a dezvoltat normal, jumate sunt strânse, așa cum să vă spun. Da, sigur, se poate întâmpla să mai fie și un alt fenomen. Deci, plantele în decursul perioadei de vegetație suferă și niște un stres. Și în funcție de asemenea fenomene, planta reacționează. Mă gândeam că poate are lipsă de ceva. Nu. Microelemente, ceva. În cazul deformării fructelor, poate să aibă lipsă de calciu și magneziu. Dar lipsa de microelemente se vede pe frunză. În momentul în care există deficiență de asemenea microelemente, frunzele sunt puțin gălbui sau să văd doar nervurile principale, să văd mai verzi, restul masei foliare, adică limbul ca atare este mai gălbui. Am înțeles, da, mulțumesc. Și mai am o întrebare. Da. Este bine pentru pruni și alte specii de fructiferi destropit acum toamna pentru a omorâ gândaci aceia? Că în primăvară am găsit foarte mulți gândaci la pe tulpină, sub coajă aici, între pământ și tulpină. Da, da, cu ceva și cu ce anume. Eu vă sfătuiesc următorul lucru. Lăsați pomii să intre în repaus vegetativ, da, după ce le cad frunzele și ei nu mai circulă seva, puteți să faceți tăierile. După ce ați executat tăierile, să faceți tratamentele de iarnă care se impun. Eu vă spun ce există pe piață acum. Există selenit oil, da, la care dumneavoastră trebuie să puneți și un produs pe bază de cupru. Am înțeles. Așa. Sau mai este oleomin, este un ulei mineral la care dumneavoastră va trebui să adăugați produsul pe bază de cupru și un insecticid. Eu aș recomanda CEMP sau CEMPION, da, împreună cu produsul Talent sau, da, mai sunt, sau Novadin Progres. Dar să aveți grijă întotdeauna când faceți amestecul, produsele sunt compatibile. Însă, da, întotdeauna când dizolvați asemenea produse, prima dată dizolvați praful. Deci, produsul pe bază de cupru. Da. Și după ce ați făcut soluția, în soluția respectivă, să turnați cele două elemente, uleiul și insecticidul. Am înțeles. Da. Bine, vă mulțumesc mult. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua.
Bună ziua, domnul doctor. Bună ziua, poftiți. Din Mehedinți vă sun în legătură cu VIA. Da. Anul trecut am avut constatat, după descrierile noastre și altor specialiști, filoxera. Așa. Anul ăsta a dispărut. Nu a dispărut. Să nu vă culcați. Asta este problema, asta este întrebarea. Da, nu. Asta este întrebarea. Nu s-a manifestat. Deci, nu s-a manifestat, dar filoxera are și formă radiculară. Jos. Există în pământ. Da. În momentul în care apare pe frunze, înseamnă că evoluează și atunci dumneavoastră va trebui automat când apar pe frunze lăstarii respectivi să îi îndepărtați și să-i ardeți. Nu să-i aruncați, să-i ardeți. Da, 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 da. Da? Deci să nu vă faceți iluzii că filoxera va dispărea. Trebuie să o urmăriți în permanență. Este un dăunător extrem, extrem de periculos. Păi anul trecut am fost panicat. Da. A fost aproape un sfert în prinsese via. Da. Anul ăsta nimic absolut. Da, despre ea e vorba, da. Asta este. Eventual, eventual să aveți la îndemână produsul Dimilin. Am înțeles. Dar nu cumva stropirilor care le-am aplicat eu nu a apărut anul ăsta. Se poate, dacă ați aplicat tratamentul de iarnă cu ulei, se poate întâmpla să fie îndepărtat o parte din rezerva biologică. Dar ce zici, s-a instalat ca și nematod la radicular? N-am înțeles. S-a instalat jos, în partea... Ea există forma radiculară și persistă 4-5 ani în sol. În sol, da. Deci dacă am avut-o sus, am avut-o pe frunze, înseamnă că este și am înțeles, sigur. Aia, v-am spus, aia evoluează ea ca atare. Dar mare grijă când apare să eliminați, să întrerupeți ciclul biologic. Dau cu iputea, domnul doctor. Rucul, mulțumesc de informare. Da. Multă sănătate. Noi v-am recomandat în primă fază, atunci când frunzele sunt puțin atacate sau o mică parte din butuci sunt atacați, să rupeți frunzele afectate și să ardeți frunzele. Cum zicea domnul Ghibu, întrerupeți ciclul biologic. Deci toate ouăle și larvele care se aflau în acele gale, în acei negi, măcar eu i-am omorât. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Aș dori să înființez o cultură de cai de 2 hectare. Da. Ce mi-ați recomandat? Distanța la care să-i pun și... timpul de plantare, când ar fi cel mai... Distanța la cais este în jur la 4 metri. Da? 4 pe rând, se tinge între intervale sau 4 pe 4? Depinde, vreți să faceți mecanizat, dar stropirile. Da, am stat că n-am terminat discuția. Eu mai am încă 1700 de cais. Da. Și mai am 400 de prun, care sunt anul 2 acum. Așa. I-am plantat... 4 pe 3 am pus caisii. Da. Și prunii am pus 3 pe 3 standei. La prun nu este o problemă distanța mică care ați practicat-o, dar la cais 4 pe 4 ar trebui pentru că, mă rog, corona caisului se dezvoltă, mai ales dacă este și un teren fertil, se dezvoltă. Păi sunt zonă. Dacă îmi permiteți, sunt în zona Arad-Timișoara, între Arad și corect, Timișoara. Corect, e zona lui. E zona lui, zona caisului. Da. Se dezvoltă foarte și are câteodată corzi în creștere de 3-4 metri. Are, că mi-e groază să-i mai setai cât merg corzile. Dar neapărat, trebuie făcut tăierile. Trebuie, nu se pune problemă. Încă o întrebare. Acum pot să-i fertilizez? Sigur. Gunoi organic sau se pun în îngrășământ? Ce aveți dumneavoastră? Cel mai bine... Am posibilitate de două. Dacă aveți posibilitatea gunoiului de grajd, este perfect. Și pun roata la rădăcină, așa? Eventual îl puneți între rânduri și îl încorporați cu tractorul, că aveți posibilitatea asta să o faceți. Da, am freză, lucrez cu freza între ei. Corect. Dacă îl face și îl încorporați în sol, este perfect. Bun, următoarea plantație care o fac, dacă o fac 5 pe 3, e bine? Este mică. Intrați? E mică pentru cais, 3.
metri între pomi pe rând. Faceți așa 4 pe 4 să puteți lucra frumos. Că să știți, să dezvolt, că aici are dezvoltare foarte rapidă. Da, am zis că să fac, deci nu-i bine să pun 5 pe 3, nu-i bine. Nu, 3 distanță foarte mică la Cais. Am zis să fac intervalele mai late. Da, distanța pe rând e mică. Aha, am înțeles. Distanța pe rând e mică. V-aș ruga, dacă e posibil, după ce terminați emisiunea, să-mi dați un număr să vă mai pun mai multe întrebări, dacă e posibil, pentru... După emisiune... Aveți acces la mail, aveți acces la adresa de e-mail. Da, sigur. Cum puteți să ne scrieți acolo punctual toate problemele și noi vă răspundem. Ok. Și plantația, dacă o fac, aș vrea să o fac în februarie, martie, că... Vă spun ceva. Deci dumneavoastră va trebui neapărat să țineți cont de faptul că planta respectivă, caisul, este mai sensibil decât oricare plantă, decât oricare pom. Și va trebui, în general, plantările cu prindere mare, procent mare de prindere, este toamna. Am înțeles, dar e luat de tare ăsta iepurii peste iarnă. Da, și... Și în anul 2 viroade. Și în anul, sigur. Dacă fac gard. Deci lucrările nu vă permit să plantați în toamnă. Pregătirea parcelei nu vă permite să plantați. Exact, am înțeles. Exact. Încercați, v-am spus, deci procentul de prindere este în jur de 90-95% toamna și în jur de 70-75% primăvara. Și eu vă mai spun încă un lucru. Ori plantați în primăvara anului 2020, ori plantați în toamna anului 2020, 2020 pentru cais înseamnă tot anul 1. Am înțeles asta. Deci, câmpul 3 sunt plantele. Câmpul 3, nu câmpul 2. Dacă e anul 3, atunci e mai bine, e foarte groși. Și să știți că... și foarte gros, da. Exact, și atunci reduceți și procentul de prindere. Să știți, cu cât îți mai bătrâni, cu atâta procentul de prindere e mai slab. Am înțeles. Mare grijă. La plantare le fac motivlirea. Obligatoriu. Deci fasonarea, după ce scoteți din pepinieră, fasonarea să fie, capetele la rădăcini, la fasonate să fie albe, să nu fie maro. Da, știu. Mocirlirea și mocirlirea să o faceți cum trebuie, cu bălegar de vacă proaspăt, să faceți o smântână. Și cu pământ argilos, galben. Da, și cu apă. Și cu apă, 50% pământ, 50% bălegar. Și eventual, dacă aveți posibilitatea, să vă cumpărați produsul albit și să-l puneți în mocirlă. Da, o fiolă la o mocirlă de 20 de litri, găleți din alea. Într-o găleată de 20 de litri puteți să puneți 3-4 fiole, că nu scumpe, e 7 lei o fiolă. Da, știu. Așa, și atunci... Eu am la 100 de grame cumpărate, Corect. Atunci să puneți 10-15 mililitri de albit în 20 de litri de apă cu mocirla respectivă. Și sporiți prinderea. Așa, în stropirile le-am dat anul ăsta cu ditane și cu albit. 2 ml de albit la 10 litri de apă. Perfect. Așa am lucrat. Da, perfect. Dacă mai aveți întrebări și ne lămuriți, vă rog să ne scrieți toate punctual pe adresa de e-mail și încercăm să vă ajutăm. Și soiurile, cam ce spuneți dumneavoastră? Cam ce soiuri m-ați recomandat? Soiurile, eu v-aș ruga să vă interesați acolo ce au în zonă, că sunt pepiniere în zona dumneavoastră, Aradu, Timișoara. Nu, de la Aiud am luat toți pomii ce am, de la Aiud. Ăștia sunt mai rezistenți, pentru că trăiesc într-un mediu un pic mai vitreg decât le oferiți noastră. Dacă îmi permiteți, până acum am plantat uriașa de tegledi și cea mai bună de Ungaria. Da, sunt soiuri foarte bune, foarte productive. Însă sunt și alte soiuri, acum eu nu le cunosc. Da. Însă sunt
și soiuri care sunt destul de aromate, mai aromate decât soiurile care mi le-a spus. Am înțeles că Aurora ar fi foarte bun, dar e prea timpuriu ăla. Păi acum așa să și plantează, să aveți pe o perioadă mai îndelungată de timp caise, pentru că să, la suprafața respectivă le comercializați, nu? Păi da, și anul ăsta... Și atunci să aveți din timp, să aveți din, să ieșiți cât mai repede pe piață cu ele. Deci așa să și pun 3-4 soiuri în funcție de perioada de vegetație. Da, da, numai uite că alea timpurine cam distruge înghețul. Sunt soluții și pentru așa ceva. Păi da, am dat cu amalgerol în primăvară. Da, sunt și alte soluții pentru stres. Ne permiteți să discutăm restul amănuntelor pe adresa de e-mail. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua, sunteți în direct. Aș vrea să fiu puțin mai scurt, că văd da, că spuneți. Așteaptă ca mult și da. Răspunsul e scalatare. Oricum, vă mulțumim pentru emisiune, sunt un fidel student al dumneavoastră și cu asemenea lector nu prea pot să dau greș. Rezultatele frumoase, bune, de la Gorj vă deranjez. Dar am o singură nedumerire. În toată plantația mea de pomi, un măr are frunzele roșii da. Fără o frunză verde în el. Care este explicația și de ce? Se poate întâmpla în sol de unde își trage substanțele nutritive să nu aibă fier. Deci să încercați în perioada de vegetație, când apar primele frunzulițe, să-l stropiți cu foliplant. Cu foliplant. Da. Se faceți două tratamente la interval de 3 săptămâni. Cu... De fiecare dată când am stropit, am dat și cu substanță lichidă, dar din păcate e singurul care mi-a făcut figura asta și nu știu de ce. V-am spus. Asta este. El are lipsă de microelemente și când apar frunzele roșii, în general, îi lipsa fierului. Sau poate că este un individ care nu metabolizează fierul. La fel da, că... Da, înțeleg. Servici mai face, nu? Cum? Servici mai face, zic. Servici, m-am pensionat de 10 ani. Nu, eu, nu, el, nu dumneavoastră. A, servici, pomul face, da, nu vă faceți nicio grijă. Se repară, dacă faceți tratamentul, se repară. Își revine. Mai aveți... Asta am întrebat, dacă mai face servici. Sigur, cu siguranță. Păi dacă face el servici, eu trebuie să fiu și mai puternic decât el, că la 65 de ani ai mei... Mulți înainte! Așa de fidel student. Mulți înainte! Mulțumesc frumos, România! Mulți înainte și multă putere de muncă, sănătate! Alo, bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua! Am sănat și o spanac și mi-a ieșit burian. Are două frunzulițe spanacul și o buriană care are o tulpiniță subțită și cu multe frunzulițe, face ca o pătură. Nu puteți să faceți nimic la spanac. Nu pot. Nu. Decât plivit. Nu este bine, altă soluție. Da. Hai de mine, mă mănâncă câine. Singura chestiune ce puteți să faceți întotdeauna când semănați asemenea plante, prima dată faceți ierbicidarea terenului și după aceea puneți tot ce doriți. Am pus om, doctor, am dat cu ierbicid, dar nu mai e total, sunt alte feluri de... Trebuie să vă obișnuiți să lucrați cu un ierbicid total și după 3 săptămâni puteți să pune... Ăla curăță tot. Am dat, doctor, am dat cu total, că am avut pasole, am fost pasole, am dat cu total, am lăsat 3 săptămâni și am dat și când am semănat, am dat cu dual, domnul doctor. Cu dual gold. Da. Da, asta a dat-o înainte de semănat, nu? Da. Sau înainte de răsărire. Da, înainte. Da. Dar mi-a ieșit bureanul, domnul doctor. Înseamnă că ierbicidul nu... Nu l-ați dozat, corespunzător. Nu l-am dozat bun. De regulă, da. Dualul Gold e un ierbicid foarte bun care duce aproape tot. Da. Bine, da. Domnul doctor, mulțumesc foarte sănătate. Mult. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua.
De la Telorman vă sun. Da, vă ascult, spuneți. Domnul inginer, am o problemă. Am semănat grâu. Da. Cel care mi l-a semănat a făcut un tratament cu piatră vânătă și var praf. Da. Iar îngrășământ eu nu am găsit să pun. Ce? Să-i dau cu îngrășământ. Acum eu vă spun un singur lucru. Da. Deci, dacă ați făcut tratamentul cu zeamă bordeleză, n-ați făcut rău, dar nu suficient. Pentru că, substanța respectivă are nici nu apucă să încolțească grâul și deja da. Sunt probleme. Deci trebuie neapărat să folosiți produsele omologate pentru așa ceva, pentru că la bolile care sunt acum în sol, da. Și la bolile care le are grâu, triticalele și orzul de toamnă, nu face față zeama bordeleză. Și în altă ordine de idei, vreau să vă spun că niciodată să nu mai semănați grâu sau orice cereală da. Păioasă fără fertilizare. Pentru că nu se dezvoltă, n-are cum. Da. Ce pot acum, face dacă ați semănat, nu este nicio problemă. Încercați să găsiți îngrășăminte complexe și pe sac să scrie 20, 20, 20 sau da. 16, 16, 16. Da, eu am găsit 30, 10, 10 și nu am luat. Și ăla e bun, însă are foarte mult azot, planta da, crește mai repede și nu trebuie să aibă elementele echilibrate. Azot, fosfor și da. Potasiu să fie în mod echilibrat. Și da, să aplicați cât se poate de repede da. Îngrășământul respectiv. Pentru că poi mâine merg la oraș și vreau să asta. Cumpăr. Și vă spun ce puteți da. Să faceți. Deci da. Acum, la un hectar, puteți să administrați 150 de kilograme. Și da. 150 de kilograme de același îngrășământ în mustul zăpezii. Da. Da? Când vedeți că se cam duce zăpada și se poate intra în teren să puteți fertiliza. Nu mai să dea zăpadă cu seceta care am avut-o. O să fie și zăpadă, nu vă faceți nicio grijă. Domnul inginer, ierbicid când să dau? La primăvară? Ierbicidul în momentul în care începe să înfrățească, atunci vedem ce buruieni răsar și în funcție de gama de buruieni recomandăm ierbicidele. Pentru cereale, păioase și porumb, da. Sunt N plus 1 ierbicide care pot fi aplicate chiar și până când apare stindardul, deci ultima frunză la grâu. Da. Acum, o altă problemă. Am semănat lucernă în primăvară. Foarte puțină lucernă mi-a răsărit. În schimb, multă iarbă. Mm-hmm. Mai mult pir. Așa. Ce pot face? Puteți să folosiți produsul Pantera. Acum este bine? Dacă lucerna e răsărită? Da, e răsărită, dar foarte puțin. Și pirul este verde. Bun, dacă e verde, din ce zonă? Din Telorman? Din Telorman. Acolo e cald. Încercați produsul Pantera. Cât se poate de repede. Și acum încă o problemă. Mai am la vie, dau acum cu polisul fură de calciu sau mai târziu? Au căzut frunzele? Nu. Trebuie să cadă, trebuie să intre în repaus. Vița de vie încă n-a intrat în repaus. Lăsați-o până în noiembrie, aproape de sfârșitul lunii noiembrie. Da, și după ce dau cu polisul fură de calciu... Nu mai faceți nicio lucrare până în primăvară. Dar tulpina la viță este așa albicioasă, ca o cenușă pe ea. Deci polisul fură de calciu distruge tot. Bine, deci dacă stropiți, trebuie să stropiți la îmbăiere, să curgă soluția pe ei. Da, știu ei. Asta. Da. Uh-huh. Și atunci acum, rezolvă problema. Da, acum am o problemă. Dumneavoastră, de când ați mutat programul, nu v-am prins niciodată. Acum e prima oară când am putut să vă urmăresc. Dimineața în reluare, nu se poate lua de la ora 6. Asta nu știm, nu ține de noi. Eventual să faceți dumneavoastră o propunere la... Nici o oră de difuzare. La cei din conducere, da. Poate că vă ascultă, nu știu. Că la ora 8 deja suntem în curte și nu mai reușim. Da, eventual scrieți pe adresă și vedeți. Poate că-s receptiv la cererea dumneavoastră. Ne-au mai spus și alți telespectatori că nu-s...
alții nu prind Agro TV pe, mă rog, furnizorul de cablu. Furnizorul, da, de cablu. Sunt niște lucruri care, mă rog... Așa e. Bine, domn profesor. Da. Mulțumesc mult și sănătate. Toate cele bune. Multă sănătate. Lumea, bine, sănătate multă. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Să rămână, doamna Cristina. Bună ziua, domnul. Bună ziua. Vreau să vă întreb și eu ceva. Am roșii solar sau campionat? Da. Și a rămas tulpina. Da. Și nu pot să scap de musculița albă. Puteți să scap? Am stropit cu varan. Da. După 5 zile, 7 zile am stropit cu Movento, da, și degeaba. Nu se poate. Deci trebuie să mor. Varantul e cel mai dur. Varantul e cel mai dur. Da. Nu știu ce să vă spun. Eu trebuie să le zumul și nu le zumul din cauza asta, că vreau să le omor întâi. Deci eliminați toată vegetația care e acolo. Să nu mai rău le împrăștii, dacă o jumul, mai rău le fuge, Să vă spun ce. Deci dacă e spațiu închis, când mergeți și faceți lucrarea asta de eliminare, le smulgeți, le puneți așa grămadă și grămada aia de masă vegetativă o stropiți. Eu v-aș recomanda să vedeți undeva dacă găsiți Pirinex sau Talent. Da, găsesc. Așa. Și faceți o concentrație mai mare. Dacă nu aveți nicio plantă, atunci puneți 40 de mililitri de talent în 10 litri de apă. Nu există să reziste. Și stropiți și pământul și stropiți peste tot, inclusiv folia. 40 de mililitri talent. Exact. Da. Și vreau să vă mai întreb ceva. Am cumpărat 2 pui de nuc. Asta primăvară. A zis că unul din ei poate nu se prinde sau știu ce. Am pus aproape unul de altul la 2 metri. Are ceva? La 2 metri unul de altul? Da, eu i-am pus că m-am gândit că nu se prinde. Da, nu, trebuie să-l mutați. Mutați-l, că în toamna asta îl puteți muta, nu este nicio problemă, însă trebuie să-l puneți la 10 metri unul de altul. Știu că trebuie o distanță mai mare. Da, și să, și să nu-l puneți lângă casă. Da. Gata, mulțumesc frumos. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Vreau să vă întreb, o plantație de nuci, da, și de pruni, la ce distanță se pun de gardul vecinului? La distanță de gardul vecinului? Da. Deci, dacă gardul este fără fundație, nu e cu fundație. E cu fundație? La minimum 10 metri. Nucul. Deci nucul la 10 metri și prunul. Și prunul poate să fie la 4 metri de gard. La 4 metri. Da, da. Așa, mulțumesc frumos. Și mai vreau să vă mai întreb. Bine. La vita petie perlă întinsă pe spalier, se pot rupe frunzele acum sau numai când se ofilez de tot? O să cadă singure, că o să vină și timpul să cadă. Nu trebuie neapărat să intrați mecanic și să distrugeți acolo, pentru că o să creați breșe unde se instalează dăunători și boli. Plus că lemnul nu se maturează. El trebuie, toate fenomene și toate procese trebuie să se întâmple în mod natural. Deci să le las până sigur, când se ofilește până, sigur, până când cad singure. Erau în curte și vroiam să mă scap mai repede Să faceți curățenie. Nu trebuie să forțăm nota, pentru că și plantele astea au un ciclu de viață și dacă noi îl întrerupem, după aceea avem alte probleme. Da. Mulțumesc foarte frumos. Sănătate. La revedere. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Bună ziua. Am și eu o întrebare, adică două. Spuneți. V-aș întreba dacă am curățat tot terenul în grădină. Da. Pot să dau acum cu complex sau la primăvară? Puteți să dați acum cu complex, dar în teren săpat. Sau dacă nu este săpat și aveți intenția să-l săpați, puteți să puneți complexul deasupra, îl săpați și îl încorporați. Da. Da? Bine, vă mulțumesc. Da. Și a doua întrebare. Da, A doua întrebare. Cum să tai trandafirii urcători? Trandafirii urcători nu-i tăiați decât crengile care vă deranjează. Atât. Da.
Bine, vă mulțumesc frumos. Cu mare drag. Vă mulțumim și noi, cu mare drag, vă ascultăm dorințele și problemele la cele două numere de telefon, cât pe parcursul săptămânii și la adresa de e-mail pe care o să o vedeți afișată pe ecran. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Din păcate nu auzim și nu putem comunica cu telespectatorul nostru. Îi rog pe colegii mei să-mi spună dacă mai avem telefon. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, sunteți în direct. Am o livadă de meri. Da. Și am mari probleme cu rozătoarele. Da. Intră și fac ravagii. Rozătoarele astea fiind caprele și iepurii? Nu. Șoarecii, șobolanii. Bun, este simplu. Vebitox cuburi cerate. Am pus ceva în primăvară, când am trebuie săpat. Să puneți în permanență pentru că coloniile acestea de șoareci se mulțesc extrem de rapid și mai ales în perioadele anului de secetă. Femeia la fată în fiecare lună. Aoleu. Și de aceea va trebui pastilele respective, tabletele, să le aveți în permanență și cum vedeți în livadă unde s-au instalat, să introduceți pastila respectivă, o asupați și produce mortalitate 100%. Vebitox cuburi cerate. Sunt două tipuri. Sunt de culoare roșie și de culoare albastră. Mai ales pomii ăștia cumpărați. Ăștia tineri. Până pe la 4 ani, să știți că toate rădăcinile le rod dacă îi aveți acolo. Deci trebuie neapărat să fiți foarte, foarte atent cu chestiunea și asta. Ajung și la cultură și de cartofi în apropiere. Și acolo sunt alți dăunători. Este șobolanul de apă, este un șoarece încă de 2-3 ori mai mare ca ăla de la pomi. Negru, am văzut. Exact. Și da. Acolo ce-i de făcut? Și acolo ai exact aceleași tablete să le puneți. Primăvara, toamna, când? Acum, în această perioadă, puteți să le puneți. Acum? Acum. Bun. Acum, în această perioadă, puteți să le puneți liniștit. Produce mortalitate 100%. Bun. Mulțumesc. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, vă ascultăm, stați în direct. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Vreau să aș dori, dacă se poate, să intru și în da, direct. Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, doamna Cristina. Bună ziua. Sunt din București, dar am o locuință pe la Sar, aproape de Zalău. Da. Spuneți-mi, dacă eu în solar pot să plantez vinete ardei și roșii în același solar? Sigur. Sigur, se poate, da? Cu siguranță. Și altă întrebare. De exemplu, în această perioadă se poate face, mă rog, aș vrea să scap de buruienile de pe lângă gard. Se poate face erbicidarea, dar dacă buruienile sunt în activitate, au frunza verde. Bun. Dacă sunt pălite din cauza timpului rece, n-aveți nicio șansă de reușită. Bun, bun. Mulțumesc frumos, o zi. Multă sănătate vă dorim. În minutele ce urmează vom da câteva detalii în ceea ce privește folosirea semințelor de calitate. Caută hibrizii românești Hectar în fitofarmacii sau online pe shop.agrosel.ro. Atunci când vorbim de semințe de calitate, vorbim de o muncă multă până la obținerea semințelor de hibriz de calitate. Calitatea înseamnă adaptarea la condițiile pedoclimatice din România, cantități, producții mari și gustul de altă dată, gustul legumelor din grădina bunicilor, pentru că piața românească s-a săturat de legumele din străinătate sau de hibrizi obținuți în străinătate și cere de câțiva ani buni legumele cu gustul de altă dată. Da, și amelioratorul, cei de la Agrosel s-au preocupat în ani la rând să-și facă din această muncă, să facă un lucru foarte important, încât să vă aducă dumneavoastră pe masă
atât niște legume foarte bune, cu o pulpă groasă, să plantele respective să dezvolte o masă foliară bogată, în așa fel încât această masă foliară să poată să hrănească fructele pe care le produce. Dorim să vorbim de câteva calități ale acestor hibrizi. Vă spuneam, hibrizii creați și comercializați de Agrosel se vor numi Hectar. Deci îi găsim sub brandul de Hectar. Vorbim de acești hibrizi cu anumite calități, rezistența la boli și dăunători. Ne spuneați un foliaj bogat, vă spuneam adaptarea la condițiile pedoclimatice din România și o rădăcinare puternică. Și mai au încă o calitate foarte mare, aceea că sunt foarte rezistenți, creați anume, genetic, foarte rezistenți la boli și la dăunători și în special la mozaicul tutunului, care creează probleme mari, în special la solanacee. Atât la ardei, cât și la vinete, la gogoșați și așa mai departe. Vorbim de data aceasta din punct de vedere al legumicultorului. Ce înseamnă aceste calități ale hibrizilor Hectar? Înseamnă cheltuieli mai mici? Da, pentru că în momentul în care sunt rezistenți la boli, nu trebuie să facem atâtea tratamente. Odată economisim bani pentru produsele respective, în al doilea rând, economisind timp, nu mai trebuie să trecem de atâtea ori să putem să facem tratamente. În altă ordine de idei, bolile și dăunătorii care se pot instala acolo pot să creeze probleme vis-a-vis de recoltă sau chiar să deprecieze, chiar dacă se dezvoltă într-o oarecare măsură recolta respectivă, fructele să fie deformate. Și atunci nu mai au un aspect comercial plăcut în așa fel încât să aibă trecere pe piață. Cu siguranță vom mai vorbi și vom mai aduce și alte detalii în ceea ce privește produsele sau semințele Hectar. Vă spuneam, Hectar sunt hibrizii produși și creații comercializați de Agrosel. Cu mai multe detalii și în edițiile viitoare, noi luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim și cu alte informații. Caută hibrizii românești Hectar în fitofarmacii sau online pe shop.agrosel.ro.